importantă pentru Phoenix și Mleu Silvaniei în penultima etapă a returului, voleibaliștii de la Poalele Măgurii, urcând pe locul 9 după ce s-au impus cu 3-1 în fața celor de la CSM București. Phoenix și Mleu Silvaniei a întâlnit sâmbătă un adversar cât se poate de incomod, CSM București, formație ce a și reușit să conducă cu 1-0 la seturi, după ce s-a impus cu 25-20 în actul de debut. Deși s-au văzut conduși și mleoanii au avut puterea să revină în joc și să întoarcă rezultatul în favoarea lor, având o evoluție foarte bună în următoarele 3 seturi. Dacă în actul secund Phoenix s-a impus la limită 25-23, în seturile 3 și 4 diferența a fost cât se poate de clară. 25-14 a arătat tabela la finalul setului 3 și 25-18 în actul 4, Phoenix și Mleu Silvaniei obținând astfel a doua victorie de 3 puncte din acest sezon. Zic că meciul a fost foarte bun. Am pregătit destul de bine și toată săptămâna și tot ce am pregătit am reușit să facem în meci. Am pregătit foarte mult la cocaș, am mers destul de bine la serviciu din nou și cred că pe serviciu și după că câștigăm meciul. Acum ca și că zi a doua meci de 3 puncte cu mine pe bancă, nu știu cât e de relativ, ideea e că am adus cele 6 puncte în 3 meciuri. Asta contează cel mai mult. Și urmează meciul cu Galați, unde merge și acolo mergem pentru puncte. Deci mergem numai în excursie. În echipa șimleoană a reintrat universalul Lucian Tofan, accidentat înaintea partidei cu Volei Municipal Zalău, acesta declarându-se mulțumit de faptul că a reușit să-și ajute echipa din teren în jocul cu CSM București. În urma victoriei de sâmbătă, Phoenix și Mleu Silvania urca pe locul 9 în clasament, având 10 puncte acumulate, iar în ultima etapă a turului, programată sâmbătă, va întâlni în deplasare Arcada Galați.